bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre. Astăzi vă propunem o temă aparte. Vorbim despre femeile rome și despre implicarea acestora în societatea românească. Le avem invitate în platoul nostru pe Carmen Gheorghe și Anca Nica, reprezentante ale organizației E-Romnia. Împreună vom afla care sunt problemele cu care se confruntă femeile de etnie romă și ce măsuri trebuie întreprinse pentru respectarea drepturilor acestora. Discutăm despre accesul la educație și sănătate, despre rolul femeii rome în comunitate, dar și despre campaniile aflate în plină desfășurare dedicate sprijinirii mamelor și familiei. Rămâneți alături de noi, începe o nouă ediție din Viața Romilor! Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii din Viața Romilor! Se spune că femeile sunt reprezentantele sexului slab. O fi așa, n-o fi așa, nu știu, n-aș vrea să vă spun ce cred eu deocamdată, dar vorbim astăzi cu două reprezentante ale genului feminin, două femei puternice, două femei care lucrează cu femei de asemenea puternice și care încearcă prin activitățile pe care le realizează să împuternicească femeia sau poate să o aducă la rolul ei normal într-o societate confuză uneori. Vorbim așadar cu Carmen Gheorghe și Anca Nica, ambele reprezentante ale asociației E-Romnia din București, da? Carmen Gheorghe este președinta și Anca, coordonatoarea Departamentului Femei Rome și Participare Locală. Am reținut bine, Anca, da? Bun. Carmen, aș pleca de la denumirea asociației noastre. E-Romnia, în limba romanii, înseamnă femeile, femei. Da. Așa. De ce o asociație a femeilor rome? Care este scopul vostru? Ce urmăriți? Ce vreți să faceți? Mm-hmm. Sau de la ce ați pornit? Da. Păi, cred că în primul rând este important să spunem că în momentul în care s-a înființat România, simțeam ca feministă romă și eu și multe alte colege și activiste din zona asta că nu există un spațiu creat pentru ca noi ca femei rome să putem vorbi și să ne exprimăm nu numai vocea, dar să vorbim și despre interesele noastre ca femei rome. Și cred că societatea civilă și în general în societatea românească există încă un mare vid și că nu avem încă suficient spațiu ca să ne exprimăm. Și atunci E-Romnia practic asta vrea să fie și asta și-a dorit să fie de la început. Nu o organizație care face proiecte și lucrează în comunități, ci o organizație care vorbește despre și care dă loc și voce femeilor rome să se exprime. Și nu vrem să fim reprezentantele femeilor rome, ci mai degrabă vrem să fim portavoce. Și de ce nu uneori chiar să ne folosească femeile rome în comunitate? Și mai este un lucru care e foarte important și pe care trebuie să-l spun. E-Romnia porniște de la experiențele noastre personale ca activiste și feministe rome, pentru că lucrând în comunitățile de romi foarte mulți ani, cred că am peste 15 ani, da? Am realizat că la nivel local, acolo unde nu există femei rome implicate în comunitate, comunitatea nu poate să progreseze din anumite puncte de vedere, știi? Dacă vorbim, spre exemplu, de acces la educație, de acces la sănătate, inclusiv de teme foarte concrete, cum este infrastructura, da? Și atunci noi, practic, nu redefinim niște lucruri, dar încercăm să restaurăm niște roluri care sunt dezechilibrate în comunitate și să punem în centru activităților noastre femeile rome. Adică, în ce comunități vă desfășurați activitatea? Lucrăm în comunități din sudul țării, adică în Mizil, Giurgiu, avem și o comunitate în București și o comunitate aproape de Bacău, în Valea Seacă. Sunt 4 comunități în prezent și lucrăm cu peste 6 grupuri de inițiativă ale femeilor rome. Ce mi se pare interesant și vorbeam și înainte de începerea filmării, am vorbit puțin și remarcam că practic activitățile voastre, v-am văzut, am urmărit așa cât am putut să cunosc de pe Facebook din activitățile voastre, ele sunt foarte punctuale și locale, într-un cadru restrâns. Practic nu urmăriți să îmbunătățiți sau să restaurați poziția tuturor femeilor din această țară, ci doar în contextul acela limitat, l-aș putea numi, restrâns, dar nu fără impact. Da, corect, corect. Mie mi se pare
foarte important și foarte relevant ca femeile rome să se regăsească în contextele lor locale. Și noi nu mergem niciodată în comunitate cu ideea că învățăm ceva femeile, ci că are loc un schimb între noi și ele. Și asta e foarte important de spus, da? Iar toate proiectele și toate inițiativele care se întâmplă în comunitate, campanii și așa mai departe, se întâmplă pentru că femeile propun și femeile își doresc lucrul ăsta. Și noi învățăm foarte mult de la ele, din toate activitățile astea pe care le facem în comunitate. Și cred că e important să schimbi un pic discursul în sensul ăsta de care e rolul lor. Ele se regăsesc în teme de infrastructură, spre exemplu. Vorbim foarte mult de acces la apă și la electricitate. Vorbim foarte mult de acces la servicii, de drumuri corespunzătoare, știi? Astea sunt teme care privesc de altfel toată comunitatea, dar dacă le privești prin ochii femeilor, lucrurile se schimbă foarte mult. Cum? În ce sens? Că, uite, sunt curios. Păi, uite, spre exemplu, hai să vorbim despre infrastructură. Despre infrastructură, despre drumurile nasoale din comunități, pentru că peste tot și noi ca activiste vorbim foarte mult despre drumuri proaste, da? Dacă privești asta prin ochii femeilor, ce înseamnă asta? Că atunci când ai un drum prost în comunitate, când plouă, este foarte mult noroi, da? Drumuri impracticabile. Când ai noroi, cine sunt cele care trebuie să se ocupe de curățenie? Femeile, da? Bărbații nu se ocupă? Din păcate nu suntem încă acolo. Cred că toată societatea adică, e. Vorbiți acum despre comunitățile la care vorbim, se referim mai devreme, comunitățile, da? La care deci, ne referim. Bărbații nu se implică să dea noroi, nu, să-l... Din păcate nu. Și atunci când ai un drum impracticabil, cele care trebuie să care apă, pentru că n-au apă în comunitate, sunt femeile, cele care trebuie să spele toate hainele, ghetele, încălțămintea, sunt tot femeile, cele care au dubla responsabilității pentru că nu există un drum practicabil, sunt tot femeile. Și atunci, vezi, o problemă de infrastructură afectează femeile într-o măsură și mai mare. Pentru că ele vor fi cele care vor trebui, spre exemplu, să care copiii în spate, să-i treacă de băltoace sau de zonele noroioase. Și ne întoarcem către școală și auzim tot timpul învățătoare care spun: copiii romi vin la școală murdari. Păi, de ce vin murdari? Pentru că nu au apă, pentru că au drumuri proaste. Am întâlnit, spre exemplu, și aveam multe experiențe ale femeilor care ne spuneau că au două perechi de schimburi de ghete pentru copii, una cu care merg în cartier, da, cizmele acelea de drumă, mai pentru noroi, de cauciuc, să zicem, exact, și cu care trebuie să meargă până la ieșirea din cartier. Ele trebuie să se ducă, deci pierd acest timp să scoată copilul din cartier, schimbă ghetele și copilul merge mai departe, pentru că trebuie să ajungă și curat la școală. Astea sunt lucruri care afectează punctual femeile. În termen de timp, în termen de consum de energie, de efort dublu de muncă pe care îl faci și, sincer, drumul impracticabil și perioadele ploioase din an sunt un chin pentru femei. Acum mi vine în minte și o să te rog să intervii, Anca, dacă am sentimentul că vorbiți despre o lume în care bărbații nu există. Adică, există. Că până la urmă, păi nu, dar zice Carmen, vin doamne învățătoare și spun copiii nu vin murdar la școală, pentru că femeia trebuie să facă și așa mai departe. Dar bărbatul, care e rolul lui acolo? Atât în comunitatea de rom, dar și în societatea românească, rolurile de gen sunt foarte bine definite. Iar comunitatea romă nu face excepție de la lucrurile astea. Iar atunci, da, întotdeauna femeia a fost cea care, activitatea ei principală a fost în jurul casei și toate activitățile ce țin de îngrijirea casei sunt atribuite femeii. Bărbatul e cel care trebuie să aducă bani și să aibă celelalte griji. A, deci nu dă noroiul la o parte pentru că el e plecat la afaceri, exact. Să-ți vrea să facă afaceri. Exact. Că m-am mai liniștit un pic, adică chiar să... Uite, asta e o temă foarte bună, Sorin, despre care trebuie să vorbești în alte emisiuni. Care este rolul bărbatului rom? Pentru că aud foarte mult acest discurs al femeilor rome și care e rolul lor, domne, și cum noi, ca organizație feministă romă, trebuie să discutăm despre rolurile femeilor. Ce fac femeile în comunitate, care e rolul lor, cum le pune. Dar este rolul bărbatului, nu prea. Exact. Mie mi se pare o discuție mai importantă care e rolul bărbaților în comunitate, pentru că vedem așa o mare inegalitate în felul în care se iau deciziile, da? Tot bărbații sunt cei care iau deciziile legate de ce se întâmplă în casă, legate de educația copiilor, legate de gestionarea bugetului, legate de toate lucrurile astea. În schimb, el este doar cu decizia. Care e rolul lui de altfel? Cum se implică activ în toate lucrurile astea? Din câte știu eu, cel puțin în comunitățile tradiționale, există acea supunere a femeilor, să o luăm la modul, nu cu alte conotații, femeia este supusă bărbatului la modul că îi oferă lui prioritate în luarea deciziilor și așa mai departe, dar de multe ori
sau poate greșesc eu, bărbații se consultă cu femeile, nu? Deci, din punctul meu de vedere, nu a zice că atunci când vorbim despre rolul femeii secundar, acest lucru este valabil și pentru societatea românească. Nu de mult timp, asta se întâmpla și în societatea românească și nu numai. Da, e adevărat că femeia romă poate are un acces mai scăzut la educație, dacă vrei, la resurse, dar în anumite comunități și în anumite familii, femeia are un rol destul de important din punctul meu de vedere. Nu a zice esențial. Și esențial, da. Iar eu, spre exemplu, de când sunt în România de 5 ani de zile, am văzut transformarea asta a femeilor în momentul în care au devenit conștiente de puterea lor și de au învățat cum să-și impună un punct de vedere sau cum să spună un pic lucrurile altfel ca să fie bine. Și aici intervine următoarea mea întrebare. Cum au reacționat bărbații în momentul în care femeia, care până atunci îl asculta, deodată a fost mai fermă în exprimarea punctului de vedere? Spre exemplu, eu am un exemplu care de fiecare dată când vorbesc despre el îmi umple inima, așa că avem unul dintre bărbații din comunitate care a devenit activist și feminist în același timp. Este foarte asumat în gândirea asta feministă și este inițiator acolo și de fiecare dată când avem nevoie este alături de noi pe teren, organizează alți bărbați să stea de vorbă cu noi, să impună, se solidarizează practic cu grupul de femei pentru binele comunității sau pentru problemele, pentru soluționarea problemelor din comunitate. E adevărat că asta nu s-a întâmplat peste noapte, a venit în România acolo și gata, a dat feminismul peste ei. Nu, este un proces de 5 ani de zile și practic metoda noastră de lucru se bazează cumva și pe chestia asta de a crea o relație poate mai personală cu femeile din comunitate. Pentru că nu doar adică între voi, între voi și femei, și între noi, și între noi ca activiste, dar și între noi și grupurile noastre de femei, adică cu femeile din comunitate. Așa, o relație între voi, grupul vostru și femeile din comunitate, la asta mă referam. Apelativul nostru cu femeile din grup este sora mea, ce faci sora mea? Adică la modul ăsta vorbim și în momentul în care te duci pe teren și o vezi că este un pic abătută, stai o jumătate de oră cu ea la o cafea, intri la ea în casă și pur și simplu stai de vorbă. Și zice, da, seara m-a bătut bărbatul sau uite, am problema asta. Sunt deschise, spun, da, spun problemele, exact, nu? Mai ales exact. După 5 ani, zici sunteți de 5 ani acolo. Pentru că și noi am apelat inclusiv subiectul ăsta al violenței, cum e cu violența la femeile rome. E mai puternică, e mai scăzută decât la celelalte femei. Și cum e? Și nu a fost întotdeauna ușor să vorbești despre asta. Pentru noi a fost foarte dificil la început să gestionăm subiectul ăsta. Și spun și de ce, pentru că vine și cu toată încărcătura stigmatizantă, știi? Adică toate lucrurile rele care se întâmplă în societatea românească sunt puse în general pe persoanele sărace, persoanele de etnie romă, persoanele din mediul rural. Astea sunt niște mituri care, adică în realitate datele îți arată că violența este foarte răspândită și e la toate nivelele. Însă abordarea noastră a fost un pic diferită în sensul în care am zis că trebuie să vorbim despre asta, pentru că e un fenomen care se întâmplă la nivel de societate, dar se întâmplă și în comunitățile de romi și că dacă invizibilizăm subiectul ăsta, nu facem decât să încurajăm în continuare astfel de... Sigur, nu înseamnă că nu există. Sigur. Exact. Adică, dacă nu vorbim despre el, nu înseamnă că nu se întâmplă. Mie mi se pare că cel mai important lucru este să vorbești despre el, dar să-l pui într-un cadru adică, și specific, dar și general în același timp. Da? Femeile rome sunt victime ale violenței domestice în aceeași măsură în care sunt și femeile rome. Violența poate ia forme specifice atunci când te duci către autorități, când te duci către poliție și poliția efectiv îți refuză plângerea pe motiv că ești țigancă și că oricum te împaci cu bărbatul tău. Ia alte forme legate de stigmatul pe care l-ai tu, pentru că pe lângă faptul că ești de etnie romă, dacă mai te și bate, toată lumea va râde de tine. A, păi se întâmplă numai la voi romii lucrul ăsta, la voi needucații, la voi... Și atunci, de teama acestui stigmat interior și de teama represaliilor pe care le ai și în comunitate, dar mai ales în raport cu poliția, de multe ori nu vrei să iei atitudine. Pentru că n-ai niciun suport, n-ai niciun sprijin. Eu cred că noi în România, în momentul în care am început să abordăm subiectul ăsta, sigur că am fost destul de criticate, că vorbim despre, că punem un stigmat mai mare, că ce se întâmplă numai la noi și nu, spunem că nu se întâmplă, e foarte răspândit. Dar cred că trebuie să și demontăm niște mituri care există. Și noi ca femei rome trebuie să facem asta, adică să ne asumăm curajul să vorbim despre fenomenele astea negative care se întâmplă și la noi în aceeași măsură cum se întâmplă și la majoritate. Și în momentul în care femeia romă își asumă aceste chestiuni și le exprimă și apelează chiar la poliție, cum spuneai ceva mai devreme, în cazul violenței, că tot ai deschis subiectul ăsta, se schimbă și percepția
a polițiștilor, de exemplu, raportarea la aceste fenomene? Ce se întâmplă? Schimbările nu vin așa peste noapte. Pac, ai început să vorbești și vine un întreg sistem către tine și te sprijină să te ajută. Adică avem și exemple bune de femei care efectiv au venit în adunări publice și au spus: eu acum vin de acasă și am mâncat bătaie de la bărbatul meu pentru că. Și atunci toată comunitatea a încercat să se organizeze și să vorbească cu persoana respectivă. Dar am avut și cazuri în care am vorbit despre violență, ne-am dus către poliție și nu s-a întâmplat nimic. Și este o situație foarte frustrantă. Eu cred că, așa cum spuneam, e foarte important să vorbești despre subiect, dar în același timp trebuie să fim conștienți că nu întotdeauna lucrurile se vor schimba, cel puțin nu peste noapte. Și adică e un lucru pe care trebuie să ni-l asumăm de la bun început. Pentru noi ce a fost important în momentul în care am început să vorbim despre violență și cum afectează asta femeile din comunitățile de romi, a fost important în sensul în care ne dorim să creăm solidarități la nivel local. Pentru că noi știm că nu ne bazăm pe poliție, știm că nu ne bazăm pe autorități, știm că în general nu ne bazăm pe gagii. Și atunci ce facem? Practic nu facem decât să creăm niște solidarități la nivel local, ca atunci când o femeie, spre exemplu, la 12 noaptea așa copiii și fuge din casă desculță, să se ducă la o altă femeie care să o ajute în seara aia, știi? Adică relațiile de suport, de sprijin, care ar trebui să existe la nivel de comunitate și să se mobilizeze și să și sancționeze când se întâmplă violența. Am avut, spre exemplu, situații în care un pastor a intervenit în comunitate. În timpul ăsta o să arăt câteva poze la cameră. Te rog, Carmen, continuă. Uite, de exemplu, aici avem un grup de bărbați, apropo de bărbații care se solidarizează cu voi. Te rog, continuă cu pastorul. Da, asta spuneam. Am avut, spre exemplu, o situație în care un pastor ne-a povestit cum a aflat în comunitate, pentru că femeile au venit la el și au spus: uite, o femeie din biserica noastră e bătută în mod constant de soțul ei, și el s-a dus efectiv și a avut discuții cu soțul. Și mie mi se pare asta un tip de solidarizare, dar și de acțiune, pentru că odată trebuie să sancționezi persoana care abuzează și al doilea rând trebuie să te solidarizezi cu femeia aia, să o ajuți, efectiv. Și dacă statul faultează grav la capitolul ăsta, ce-ți rămâne? Îți rămâne acțiunea colectivă. Foarte, foarte interesant și îmi place că, de fapt, ce să spun că îmi place, e lăudabil ceea ce faceți. Chiar dacă, repet, este pe un eșantion, să zicem, limitat, sau pe eșantioane limitate, dar cred că impactul este cu atât mai puternic, pentru că toată energia e consumată într-un spațiu restrâns și atunci efectele sunt mai puternice. Am arătat câteva poze și o să mai arăt. Văd aici femei care râd, aici sunt întâlnirile pe care le faceți, în curțile oamenilor sau unde suntem mai, de exemplu? Noi, spre exemplu, am început prima dată, făceam pur și simplu întâlnirile pe stradă. Până când am început să ne cunoaștem unele cu altele, până am început să avem activități, acțiuni comune. Acum suntem la stadiul în care, prin rotație, mergem în casele femeilor. Adică luna asta ne întâlnim la X, luna viitoare ne întâlnim la Y. Și cred că din vară am deschis și un centru comunitar, e primul nostru centru comunitar. Unde asta? În Valea Seacău, județul Bacău. O să-l inaugurăm oficial la sfârșitul lunii și practic acolo vrem să creăm un spațiu al femeilor în care ele să se întâlnească, pe care ele să-l gestioneze, în care să-și desfășoare activitățile și acțiunile pe care și le doresc. Chiar astăzi, în plină desfășurare, este o campanie pentru sănătatea reproducerii. Am adus acolo două doctorițe de la DSP, Direcția de Sănătate Publică, pentru a informa femeile despre cancerul de col uterin și care sunt pașii premergători pentru a depista sau ce trebuie să faci ca femeie să ai grijă de corpul tău. Lucruri foarte, foarte importante, cel puțin după părerea mea, dar vreau să ne oprim aici pentru prima parte a discuției noastre și revenim după pauză, dragi prieteni. Aflăm ce acțiuni concrete fac fetele de la Asociația Asociația E-Romnia. E-Romnia, o asociație care luptă pentru împuternicirea femeii rome, pentru a pune femeia romă pe locul pe care ea îl merită, acolo în rândul femeilor acestei lumi. Revenim după pauză. Nu plecați, în câteva momente aflăm de la invitatele noastre ce rol au femeile rome în dezvoltarea comunității. Revenim! Am revenit, dragi prieteni, vorbim despre femeia romă cu femei rome.
două doamne de la Asociația E-Romnia din București, care desfășoară activități în comunități din țară și despre care vom vorbi, despre aceste activități. Am vorbit ceva mai devreme despre, ați atins așa, tangențial, sau mă rog, am intrat un pic în discuție, despre situația femeii rome în comunitate. Nu e cea mai roză situație și atunci încercați să ajutați cumva în măsura în care puteți și în măsura în care găsiți deschidere și găsiți, iată, deschidere inclusiv din partea bărbaților în comunitate. Văd aici niște poze interesante, am arătat ceva mai devreme în prima parte, poze de la întâlnirile pe care le-ați desfășurat și mi s-a... Deci am să încep să mai arăt o dată poza asta și... Da, noi facem... Avem teme foarte diverse în comunitate și spunea Anca mai devreme că vorbim despre violența asupra femeilor, vorbim despre hărțuire sexuală, vorbim despre... accesul femeilor la mijloace reproductive, da? Vorbim despre servicii de sănătate, de educație. Sunt teme extrem de diverse, marea majoritate vin din nevoia lor, știi? Și noi prin cu temele astea pe care ele ni le propun nouă, noi practic venim cu diferite instrumente. Spre exemplu, în toate grupurile noastre de inițiativă, noi gătim. Și este... Da, uite, aveți niște poze aici, găsim niște femei care gătesc. Este un tip de valoare, eu așa-l văd. Se creează așa o mare familie, să zicem, unde găsești deschidere. Se creează o idee de solidaritate, de solidaritate între femei care stau la o masă și gătesc. Alte ori gătim pentru oamenii din comunitate. Îmi place cuvântul ăsta, suroritate, îmi place, chiar îmi place. Da, e un principiu feminist, e ceva ce am învățat să facem împreună cu ele, inclusiv termenul ăsta de să-l folosim, spunea Anca mai devreme, că noi folosim apelativul foarte mult de sora mea, pentru că este un mod de apropiere mai feminină și feministă între noi și ele și pentru că ne cunoaștem și există această încredere și pentru că îți spuneam, prin întâlnirile și discuțiile noastre pe care le avem cu ele, ajungem întotdeauna și la lucruri personale și am înțeles și noi și ele că astea fac parte din viața noastră și din munca noastră și că nu poți să disociezi atunci când ești activist, să te duci și doar faci acolo niște acțiuni, niște proiecte din acelea tipice în care livrezi niște acțiuni fără ca oamenii să fie parte din subiectul ăsta, știi? La noi, spre exemplu, femeile sunt cele care ne dictează agenda, exact ce zicea Carmen mai devreme. Da? Adică și inclusiv campania asta pe sănătate este o nevoie a lor. Și ele zic, băi, uite, noi nu putem să ajungem la medic. Spitalul este la 70 de kilometri de satul în care noi lucrăm. Numai ca să ajungi acolo, îți trebuie cel puțin 30 de lei pentru transport. Apoi mai ai banii de medicamente, controlul și tot ce implică un mers la ginecolog, dacă ne referim la campania pe sănătate. Întotdeauna plecăm fix de la nevoile lor. Și asta mi se pare iarăși interesant, pentru că nu știu dacă e o regulă, dar am cunoscut ideea, sau mă rog, a apărut ideea că în comunități femeilor le e jenă să vorbească despre anumite subiecte mai sensibile, mai personale, gen reproducere, gen nu știu, alte păi, chestiuni legate de... Astea sunt subiecte care sunt mai sensibile și pe care ele nu le vorbesc în toată comunitatea. De-aia noi creăm spațiile astea, cum se zice, sigure pentru femei. Adică avem spații exclusiv feminine, da? În unele momente. Și vrem asta, pentru că în spațiile astea exclusiv feminine, femeile se pot deschide, pot da, vorbi despre de problemele lor. Acum adică excludeți pe bărbați, dar de acord. Tocmai spuneam așa că există ăsta. Aceste spații exclusive sigur. În care sunt numai femei și discutăm despre problemele astea, dar există și multe alte teme unde ne întâlnim cu bărbații. Vorbim despre infrastructură, spre exemplu, atunci când facem petiții și deseori în activitatea noastră strângem semnături pe care le depunem la autoritate pentru a rezolva problema apei în comunitate, pentru a rezolva problema curentului electric. Și atunci astea sunt teme unde bărbații se solidarizează și vin, semnează, iau parte la discuții, mai ales dacă sunt discuții pe stradă, așa cum le avem de obicei. Au fost și situații în care s-au creat tensiuni, spre exemplu. Într-o comunitate, după 4 ani de muncă și după un protest în fața primarului, în comunitatea din Mizil, în sfârșit, după ce primarul a fost numit în funcție, ne-a sunat și ne-a spus că vrea să vadă comunitatea, pentru că a auzit de protestul nostru în fața primăriei și că e interesat și curios să vadă ce se întâmplă acolo. Și mie asta mi s-a părut un succes al femeilor din comunitate, pentru că foarte mulți ani s-au luptat pentru ca autoritatea să se uite către comunitatea lor și ele sunt foarte revendicative, femeile din Mizil. Și în momentul în care primarul a venit în comunitate, a fost așa o dinamică a relațiilor dintre femei și bărbați, unde bărbații sunt de regulă
obișnuiți că dacă vine o autoritate, ei sunt cei la care se raportează. Așa. Și au vrut să vină în față și efectiv să stea de vorbă cu primarul, să explice ei care sunt problemele. E, ăla a fost un moment în care femeile veneau pur și simplu de la ajutoarele astea, de la... Pestau munca pentru ajutorul social. Da, 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 erau da. Cu mături, erau cu lopeți, erau cu... adică în armate, cum s-ar zice, așa. De la munca de stradă. Și efectiv au venit și au ocupat spațiu. Adică i-au făcut pe bărbați să se dea la o parte. Au făcut pasul înapoi bărbații. Da, pentru că ei le-au spus, stați așa că noi știm, de ani de zile venim în Consiliul Local și vorbim despre problemele noastre. V-am depus petiții pentru asta, pentru asta. N-ați rezolvat problema cu câinii. Uitați că noi avem ierburi în comunitate și sunt șerpi și ne intră în casă și sunt un pericol pentru noi. Avem o problemă cu gunoaiele. Adică ele erau atât de documentate pentru că... Ele se confruntau practic mai, confruntau mai puternic cu problemele și respective. Și au muncit pentru chestia asta și s-au dus lună de lună în Consiliul Local, cât efectiv au preluat spațiu. Și ăla a fost un moment în care noi eram cumva în afară, pentru că ele erau foarte revendicative și erau peste primar, și atunci bărbații au făcut un pas în spate și era cineva nemulțumit în spate care spunea, hai bine, luați voi femeile cuvântul acum, spuneți voi că știți voi mai bine. Și una dintre ele cu lopată s-a întors către ei, zice, normal că eu mă duc de 2 ani la primărie și țip. Știi? Și adică a fost momentul ăla de recunoaștere. Este un succes pentru voi și pentru femeile. Dacă asta nu înseamnă neapărat că noi vrem ca femeile să fie deasupra bărbaților, așa cum suntem deseori criticate, ci că vrem ca aceste raporturi, relații în comunitate să se regleze. Adică atunci când vine un primar în comunitate... spre binele tuturor. Exact. Atunci când vine un primar în comunitate, nu trebuie să vorbească doar bărbați. Știi? Trebuie să fie și femeile acolo. Pentru că perspectiva lor și faptul că le afectează lor viața direct este mult mai legitimă și trebuie să vorbească despre. Și femeile sunt mai implicate în familie, în viața copilului și atunci tocmai impactul este mai puternic asupra lor. Exact. Dar văd aici o poză interesantă. Vă arăt și dumneavoastră, dragi prieteni. Eu am sentimentul că este dintr-o piesă de teatru. Mă înșel? Nu. Nu? Nu faceți și teatru în comunitate? Sau? Facem și teatru, da. Acolo este Teatru Forum. Așa. Piesa de teatru se numește Alegerea Cristinei. Asta la care, din poză, da? Da. Alegerea Cristinei. Alegerea Cristinei. Este o piesă de teatru făcută în colaborare cu Mihaela Drăgan. Ea a fost cea care a coordonat grupul de femei de acolo. Acolo am vorbit despre comunitatea în care s-a jucat și am abordat teme pe cum mobilitatea asta în spațiu european și cum afectează femeile, ce fac femeile odată ajunse acolo, despre violență, despre accesul la servicii. Și da, este o piesă care în mine a trezit foarte multe lucruri, pentru că inițial nu credeam foarte tare în forma asta de lucru, știi? Teatru. Cu comunitatea teatru. Cum ajută teatru comunitatea romă? Când comunitatea romă nu e orientată exact către teatru, către cultură reticentă, și așa mai departe. Da. Am fost foarte reticentă și eu în prima fază. Dar după ce am început să fiu parte din grupul de discuții cu femeile și cu Mihaela, am văzut că femeile de fapt se recunosc foarte tare și a fost un spațiu în care ele au vorbit despre experiențele lor, mai ales în afară. Dacă în momentul în care a fost premiera spectacolului, a fost acolo inclusiv primarul, poliția locală, toată lumea. Deci a venit lumea bună și inclusiv comunitatea. Poza pe care ai văzut-o tu cu toți bărbații aia și eu în mijloc. Așa, e din spectacol? Este fix de acolo, da. Ia să mai vedem o dată, să o caut aici, să o arătăm la cameră, că mi s-a părut foarte, foarte interesantă poza. Adică, da... De asta fapt, e foarte interesantă poza asta și sugestivă. Piesa vorbește despre experiența unei femei rome care nu are școală, care nu are nicio oportunitate în România de angajare și care pleacă în afară să-și găsească de lucru și a ajuns acolo cu promisiunea că își va găsi un job. De fapt, nu-și găsește și este nevoită să facă cercetorie. Și cred că sunt temă... situații în care sunt care situații reale, sunt situații pe care în rândul oamenilor de acolo, femeile de acolo. Sunt practicile, da? Femeilor din această comunitate, pentru că nu ai efectiv nicio oportunitate. Și auzi deseori oamenii vorbind despre, dar ce fac romii în străinătate, dar de ce se duc la cerșit? Dar ei nu înțeleg că nu există locuri de muncă și că și dacă ar exista locuri de muncă, nu, femeile rome sunt cele care ar avea acces la acele locuri de muncă. Iar povestea personală a acestei femei care ajunge să facă cercetorie și cum este ea abuzată de către oamenii din afară, știi? Un loc în care te aștepți că oamenii sunt deschiși și toleranți, că nu există discriminare, știi? Vorbește despre toate lucrurile astea într-un mod foarte personal și cred că a deschis o dezbatere foarte interesantă pe care noi o avem de cel puțin 2 ani cu niște parteneri de-ai noștri din Finlanda, unde vorbim fix despre asta și încercăm să normalizăm subiectul cerșetoriei și de ce se întâmplă. Pentru că se întâmplă pentru că oamenii nu au altă oportunitate. Se întâmplă pentru că oamenii au nevoie să-și repare acoperișul.
sau să-și... Și atunci apelează la orice ca să poată găsi o sursă de trai. Pentru că în alte condiții n-ai reușit să-ți strângi o sumă considerabilă de bani, să-ți repare acoperișul sau gardul sau un perete care ți-a căzut sau ai o mare gaură în el. Asta nu înseamnă adică... că trebuie să fim de acord cu cerșetoria, nu. Cred că e o discuție foarte amplă care... și cred că nici măcar nu trebuie să punem problema dacă suntem noi sau nu de acord. Cred că trebuie să recunoaștem că e un fenomen care se întâmplă pentru că din nou, te întorci către stat și vezi că nu faci absolut nimic și că este doar experiența și voința personală a omului de a reuși în viață și nu toți oamenii vor reuși, știi? Adică își vor regăsi mecanisme din astea de supraviețuire. Cum s-au implicat actorii? Actorii erau în piesa de teatru respectivă, erau oameni din comunitate, nu? Oameni din comunitate care au trecut prin experiențele despre care au vorbit acolo. Mie mi-a plăcut foarte tare atitudinea și reacția de fapt a publicului. Pentru că cu femeile din piesă s-a lucrat un pic și lucrurile, ele și-au luat foarte serios rolul de actor și actrițe și au făcut treaba extraordinar de bine. Iar piesa are foarte multe scenete, bucățele din scenete sunt haioase, sunt vesele, sunt dinamice. Iar atunci reacția publicului era una de hi-hi-hi, știi? Dar în momentul în care au început să vorbească fix despre probleme, experiența, despre modul în care au fost numite, despre discuțiile între femeile care sunt la cerșit și cearta pe locul de cerșit, toată lumea a tăcut. S-au recunoscut acolo, deci, nu? Toți, da, deci s-a lăsat o liniște și toți oamenii ziceau, da, așa este. Eu eram, că acolo eram în spatele, eram în public. În public și urmăream reacțiile. Vreau să aud cum rezonează oamenii și inclusiv bărbații, da, și eu am fost, și eu știu, da, așa este. E o modalitate eficientă asta de a schimba... Nu neapărat lucrurile, dar de a lucra un pic la schimbarea mentalităților, nu? Și să pui altfel problema, exact, știi? Pentru că în comunitate e foarte dificil uneori. Oamenii n-au acest exercițiu de a dezbate, știi? Adică n-au același timp și n-au avut nici privilegiu să stea la tot felul de conferințe și dezbateri ca să aibă și răbdarea, exact, să stea de vorbă cu tine și să existe schimbul ăsta, știi, într-un dialog. Și mi se pare că o formă din asta de teatru forum ajută mult mai mult pentru că îi pune pur și simplu experiența acolo. Multă lume chiar se regăsește în povestea aia, mai ales în comunitatea asta de care vorbim. Și adică mi se pare o metodă mult mai eficientă. Chiar dacă uneori am obsesizat că, spre exemplu, la finalul unei piese de teatru, oamenii nu pot vorbi despre, pentru că există toată acea încărcătură. Încărcătura emoțională. Și încărcătura emoțională, pentru că simți experiența. Și chiar dacă noi lucrăm cu actori amatori, pentru că nu sunt oameni care sunt pregătiți, dar au pregătirea... Da. Dar cu atât mai eficient este teatru forum, exact, în comunitate când crezi că reușesc să transmită acea emoție pentru că ei au trecut prin experiența aia la modul personal, știi? Și devine foarte interesant și foarte personal în același timp și îi pune și pe ei în poziția de a se gândi ce vrei să faci, pentru că în instrumentul de teatru forum la final îți lansează niște întrebări. Ce ai face tu sau cum vrei să schimbi povestea? Și multă lume își dă seama că e foarte greu să schimbi povestea, știi? Care e soluția? Adică să vii să spui, păi, statul să fie mai implicat sau să-i găsesc un job mâine. E foarte greu. Și oamenii în momentul în care realizează că povestea se poate schimba foarte greu, se pun în locul persoanei respective și nu mai judecă, știi? Și noi ne dorim foarte mult ca femeile în comunitate să nu fie judecate și să nu se judece între ele, știi? De ce ai făcut asta? De ce ești așa? De ce nu? Am înțeles. Mai am aici niște, cum să le numesc, niște vederi. Sunt, nu? Așa sunt vederi? Sunt niște imagini pe care le-ați, sau ce sunt, invitații, ce sunt astea? Uite, voi, destinatar, e vedere, nu? Da, sunt vedere. Și la ce folosesc aceste vederi? Postcarduri, de fapt. Sunt niște postcarduri prin care noi am făcut o acțiune de foto, voi se numește, practică, cu ajutorul pozelor, am dat voce comunității. Și foarte sugerat. Uite, de exemplu, asta mi se pare, nu numai asta, dar... Și am transmis către autoritățile locale diferite mesaje ale comunității. Pozele pe care tu le ai sunt parte din campania E unde mă joc, au fost făcute anul trecut în iunie, de ziua copilului, și au fost mesaje către autoritatea locală din sectorul 3. Sunt vocile oamenilor din comunitatea Mica Indie și a copiilor în special, da? În comunitatea Mica Indie din sectorul 3. Oamenii de acolo trăiesc într-o excludere și o marginalizare totală. Și am vrut să atragem atenția autorităților că acești copii nu au un spațiu de joacă. Tocmai pentru că de 1 iunie, de regulă,
politicienii sărbătoresc ziua copilului și se duc la diverse școli și totul e frumos, se dau cadouri, se fac concursuri, știi? Dar uită de cele mai multe ori că există copii marginalizați fix în mijlocul Bucureștiului, care n-au acces nici măcar la un părculeț de joacă. Spre exemplu, copiii din India au fost acum 2 ani, Anca, am fost cu ei într-un... Din Mica Indie, poate. Mica Indie, da, din sectorul 3. Și acum 2 ani, când au fost pentru prima oară într-un parc din ăsta mai mare, din sectorul 3, era atâta veselie și bucurie pe ei și noi am realizat că ei efectiv nu știu să se joace în parcuri, pentru într-un că într-un spațiu amenajat. Și atunci ne-am gândit că de 1 iunie, când toată lumea sărbătorește ziua copilului, trebuie să ne amintim de mulți alți copii care trăiesc în zone marginale și izolate și care nu se pot bucura de ziua lor, știi? Iar și imaginile astea sunt foarte sugestive și cu un puternic impact, inclusiv emoțional. Suntem spre finalul discuției noastre, pentru care vă mulțumesc. Chiar am aflat lucruri foarte interesante. Aș vrea să vorbim foarte pe scurt despre acea campanie cu cărucioarele. De fapt, este ideea de la care de acolo a pornit ideea de a vă invita la această discuție. Am văzut pe Facebook că în decembrie ați inițiat o campanie de strângere de cărucioare. Yes, strângerea de cărucioare a fost doar o parte din campania noastră, care s-a numit Moș Crăciun Feminist. Da? Deci noi facem totul să fie feminist. Și la fel, a fost o campanie născută din nevoile femeilor, pentru că cele mai multe, sau grupul în care noi lucrăm, stau foarte departe, spre exemplu, de primărie. E vorba sau de cărucioare pentru mămicile cu copii, da? Da, exact. Da. Stau foarte departe de primărie sau de tot ce înseamnă, uite, și magazinul este mult mai departe. Și atunci, dacă au copii mulți, e destul de greu să pleci cu cel mai mic după tine, mai ales dacă e an sau dacă e frig. Și nu au cum să-l transporte, dar trebuie să se ducă și la primărie, și la medic, și la farmacie, și peste tot. Și a fost o nevoie a lor, în care ne-au zis, nu ai un cărucior să-mi dai și mie, sau nu ai hăinuțe să-mi aduci. Și de acolo a pornit ideea campaniei. Da, da. Pe care o continuați, am văzut. Adică, da. De exemplu, ne privesc niște oameni acum. Puteți să mai povestiți sau să le spuneți unde să trimite aceste cărucioare sau care e modalitatea prin care să... Sau poate bani în contul asociației? Cum să facă prietenii noștri care ne privesc și care ar vrea să contribuie cu un cărucior pentru o mămică cu copii? Ne pot contacta pe Facebook, pe pagina noastră Eromja se scrie. Și ne pot trimite mesaj, iar noi vom intra în dialog cu ei. Ne pot aduce direct la noi la birou sau putem noi să... Unde este biroul vostru? Piața Amzei, dar cel mai bine ne pot scrie pe Facebook, iar noi intrăm în legătură cu ei. Bine, vă mulțumesc pentru lucrurile pe care ni le-ați împărtășit și pentru ceea ce faceți. Dragi prieteni, la finalul emisiunii discuției noastre, renuiesc și eu anunțul pe care prietenii noștri, colegii noștri l-au pus și în filmulețul realizat în această emisiune. Emisiunea Din Viața Romilor este în căutarea excelenței. La inițiativa Partidei Romilor Pro Europa și a președintelui acestuia, Nicolae Păun, dorim să-i facem cunoscuți pe toți cei care ne demonstrează ambiție și performanță. Așadar, vă invităm să ne scrieți pe pagina noastră de Facebook Din Viața Romilor, pagina emisiunii, sau pe adresa Partidei Romilor partidaromilor.ro, să ne scrieți, să ne aduceți la cunoștință, dacă cunoașteți, să ne faceți prezentarea, să ne prezentați copii care excelează, copii care au talente deosebite, copii pe care Nicolae Păun, președintele Partidei Romilor Pro Europa, dorește să-i premieze și să-i sprijine în ceea ce ei excelează. Încă o dată vă mulțumesc, Carmen Gheorghe și Anca Nica, mult succes în continuare. Dragi prieteni, rămâneți cu bine, ne vedem la emisiunea următoare. Rămâneți alături de noi, emisiunea noastră continuă. Ne întoarcem după o scurtă pauză de publicitate. Bate vântul, frunzele se leagă în florile.
Din viața romilor premiază excelența. La inițiativa Partidei Romilor Pro Europa și a președintelui Asociației Nicolae Păun, dorim să-i facem cunoscuți pe toți cei care ne demonstrează ambiție și performanță. Dacă ești tânăr, talentat, cu rezultate excepționale, indiferent de vocație sau de domeniul de activitate, așteptăm mesajul tău pe pagina de Facebook a emisiunii sau pe adresa de e-mail a redacției. Te premiem pentru reușitele tale și îți promovăm calitățile.